În zilele de astăzi e aproape imposibil să nu fi auzit tot felul de teorii ale conspirației, care mai de care ridicole, mai ales în ceea ce privește actuala pandemie. De multe ori astfel de teorii pot fi dăunătoare, în alte dăți pot fi de-a dreptul absurde, dar în mare parte inofensive, teoria conform căreia Pământul e plat fiind un exemplu. Dar uneori teoriile chiar se dovedesc a fi adevărate, deși poate că au sunat ireal pentru multe persoane la acele vremuri, în istorie au fost câteva cazuri în care conspiraționiștii au avut dreptate. Bohemian Grove. Încă din 1872 se zvonește că elita americană se întâlnește în locuri secrete cu un scop necunoscut. Potrivit conspiraționiștilor, activitățile societății ar fi inclus închinarea la statuia unui zeu ciudat din nou pentru un motiv necunoscut. Poate că asemenea afirmații ne sună similar cu toate teoriile despre oculta mondială, însă existența acestei societăți cunoscute drept Bohemian Grove e bine documentată de rețelele importante de televiziune precum NBC, BBC sau CBC. Clubul a fost fondat în San Francisco în 1872 de un grup de artiști, scriitori, actori, avocați și jurnaliști. De la înființare, clubul s-a extins pentru a include politicieni și oameni de afaceri înstăriți, însă clubul e în special cunoscut pentru întâlnirea sa anuală în pădurea Sonoma din California. Călătoria anuală la Sonoma a început în vara anului 1878, iar obiceiurile membrilor sunt extrem de similare, precum cele utilizate de sectele religioase. Cel mai cunoscut este incinerarea îngrijirii, o ceremonie de deschidere al cărei scop a fost să-i facă pe membrii clubului fără griji. Această reprezentație are loc în fața unei statui de beton, a unei bufnițe construite în centrul taberei de la Bohemian Grove. Printre membrii notabili ai clubului putem aminti și foști președinți americani precum Richard Nixon sau Ronald Reagan, dar și alte personalități bogate cum ar fi actori, atleți sau jurnaliști. Operation Paperclip. În 1945 devenea din ce în ce mai clar că Germania nu mai avea nicio șansă de izbândă. Din acest motiv, mai multe organizații britanice și americane s-au aliat pentru a obține cât mai multă inteligență germană, inclusiv prin recrutarea oamenilor de știință naziști. Într-o operațiune secretă inițial numită Operation Overcast, dar ulterior redenumită Operation Paperclip, 1600 dintre acești oameni de știință germani au fost aduși în Statele Unite pentru a lucra în numele Americii în timpul războiului rece. Scopul principal al misiunii a fost dezvoltarea arsenalului american de rachete, cât și de arme biologice și chimice pentru a se asigura că asemenea informații râvnite nu vor cădea în mâna Uniunii Sovietice. Președintele Harry Truman a aprobat operațiunea, însă a interzis recrutarea oamenilor de știință care aveau conexiuni naziste. Chiar și așa, agențiile care s-au ocupat de mersul operațiunii au eliminat toate dovezile incriminate care i-ar fi putut acuza pe cercetători. Cu siguranță, cel mai cunoscut și cel mai important recrut obținut din această operațiune a fost Werner von Braun, inginerul care a dezvoltat rachetele germane V2 pe timpul războiului, dar a cărui contribuție a fost crucială în succesul american din timpul cursei spațiale. Operațiunea Albă ca Zăpada. Scientologia e una din cele mai mari secte religioase din zilele noastre, cât și una dintre cele mai notorii, dat fiind faptul că membrii importanței religiei includ câțiva dintre cei mai cunoscuți actori în viață, cum ar fi Tom Cruise și John Travolta. Totuși, multe declarații vorbesc despre numeroasele activități ilegale ale bisericii, iar în anii 70, oficialii scientologi au încercat să eradicheze orice înregistrări nefavorabile atât despre sectă în sine, dar și despre fondatorul său, Ron Hubbard. Numită Operațiunea Albă ca Zăpada, aceasta a inclus aproximativ 5.000 de agenți ascunși care s-au infiltrat în 136 agenții guvernamentale, aparținând în 30 de țări diferite. CIA a luat parte în traficul de droguri. CIA e primul exemplu atunci când ne gândim la agenții guvernamentale suspicioase, iar acest stereotip e bine meritat. În 1996, jurnalistul Gary Webb a reușit să descopere un lucru pe care multe alte persoane îl bănuiau înainte. Mai exact, traficul internațional de droguri putea fi posibil doar dacă organizații precum CIA participa cumva la el. Potrivit descoperirilor sale, agenția nu doar că era deja la curent cu toate evenimentele pieței de droguri, dar chiar participau activ la traficul și distribuția drogurilor din Los Angeles în America Latină. Scopul agenției era finanțarea grupurilor paramilitare care luptau pentru răsturnarea guvernului sandinist din Nicaragua. Programul OZN. În anii 40 și 50, întreaga lume a fost cuprinsă de isteria OZN-urilor după un val de observări inexplicabile de farfurioare zburătoare. Ca răspuns, forțele aeriene americane au fost însărcinate să investigheze fenomenul. Proiectul Blue Book, lansat în 1952, a analizat 12.618 de observări OZN raportate între 47 și 69. Agenții au reușit să găsească explicații pentru cele mai multe declarații, însă într-un final 701 au rămas neidentificate. Cu toate acestea, forțele americane aeriene au oprit programul, iar în cele aproape 5 decenii
după încheierea proiectului Blue Book, poziția oficială a guvernului SUA a fost că nu a mai investigat OZN-urile. Totuși, în 2017, The New York Times a dezvăluit existența unui program secret al Pentagonului numit Advanced Aerospace Threat Identification Program. Proiectul în sine nu a fost notabil nici prin rezultatele sale, nici prin bugetul alocat, însă a fost prima dată în decenii în care Guvernul Statelor Unite a dezvăluit că a investigat fenomenul OZN-urilor. De fapt, directorul proiectului susține că proiectul încă e activ, deși afirmațiile sale n-au putut fi confirmate. În schimb, Pentagonul a dezvăluit mai multe videoclipuri realizate de piloți americani în care pot fi observate obiecte zburătoare neidentificate. Totuși merită menționat și faptul că oficialii guvernamentali nu au vorbit niciodată de extraterestri în ceea ce privește aceste filmări, iar proveniența mult mai probabilă e cu siguranță terestră. Producătorii de țigări știau că obiceiul poate duce la cancer. Deși astăzi e un fapt cunoscut de toată lumea, în trecut, nu doar că majoritatea oamenilor nu știau că fumatul e dăunător, dar chiar credeau că poate fi benefic. Acest lucru a fost datorat marilor producători de țigări și nenumăratelor campanii publicitare în care au fost implicați. Ba mai mult, în anumite dăți oficiale companiilor chiar încurajau femeile gravide să fumeze, declarând că deși bebelușii se nasc puțin mai mici, ei vor crește la fel de sănătoși precum cei născuți de o femeie nefumătoare. Evident, oamenii de știință reale au fost întotdeauna sceptici privind afirmațiile companiilor, iar mai multe studii care vorbeau despre adevăratele pericole ale fumatului au fost publicate. Chiar și așa, Philip Morris, cel mai mare producător de țigări american la acea vreme, a recunoscut abia la sfârșitul anilor 90 că țigările pot provoca cancer. MK Ultra a fost un proiect top secret din nou susținut de către CIA, în care agenția a efectuat sute de experimente clandestine, uneori pe cetățeni americani neinformați, pentru a evalua potențiala utilizare a LSD-ului și a altor droguri pentru controlul minții, interogare și tortură psihologică. În anii 50 și 60, guvernul Statelor Unite se temea că agenții comuniști ai Uniunii Sovietice, ai Chinei și ai Coreei de Nord foloseau controlul minții pentru a interoga prizonierii de război americani din Coreea. Ca și răspuns, Alan Dulles, directorul Agenției Centrale de Informații, a aprobat proiectul MK-Ultra în 1953. Programul a constat din peste 150 de experimente umane care au implicat medicamente psihedelice, paralitici și terapie cu electroșocuri. Uneori, subiecții testați știau că participă la un studiu, dar alteori totul era realizat fără informarea lor. În principal, testele au fost efectuate în universități, spitale și închisori din Statele Unite și Canada. Totuși, nu e clar care este numărul clar al subiecților testați, deoarece agenția a distrus majoritatea documentelor care aveau legătură cu experimentele. Deși proiectul MK-Ultra a durat din 1953 până în 1973, detaliile programului au devenit publice abia în 1975, în timpul unei investigații a Congresului asupra activităților ilegale larg răspândite ale CIA-ului, atât în SUA, dar și în restul lumii. Watergate. Dacă CIA e cea mai discutată agenție de către conspiraționiști, Watergate e cel mai cunoscut scandal politic din istoria Statelor Unite, un eveniment care a ajutat la ruperea încrederii a cetățenilor pentru guvern. Totul a început în dimineața zilei de 17 iunie 1972, când mai mulți hoți au intrat prin nefracție în biroul Comitetului Național Democrat situat în complexul de clădiri Watergate din Washington DC. Ei au încercat să fotografieze mai multe documente de campanie importante, însă au fost prinși. Totuși, acesta nu a fost un simplu jaf, deoarece atunci când au fost perchiziționați, polițiștii au găsit numărul campaniei de realegere a președintelui Richard Nixon, număr care apela chiar Casa Albă. Nixon a ținut un discurs în care a negat orice implicare în incident, iar în noiembrie 72 a reușit să fie reales. Cetățenii americani pare că au fost convinși de cuvintele președintelui, dar asta nu înseamnă că anumite persoane nu au avut îndoieli. Printre ei s-ar fi aflat și reporterii de la Washington Post, Bob Woodward și Carl Bernstein, judecătorul John Sirica și membrii unei comisii de investigare a Senatului. Aceștia au început să suspecteze că e vorba de o mușamalizare, iar prin informațiile provenite de la denunțătorul anonim, Deep Throat, conspirația a fost confirmată. Se pare că Nixon nu doar că a fost implicat în infracție, dar s-a folosit de puterea sa pentru a împiedica ancheta. De fapt, incidentul de pe 17 iunie nu a fost nici măcar prima dată când birourile de la Watergate au fost parte. Tâlharii au intrat prin infracție și cu o lună înainte, furând mai multe copii ale documentelor clasificate și instalând dispozitive de ascultare în telefoane. Ei s-au întors în iunie, deoarece microfoanele instalate nu funcționau. După arestare, Nixon a plătit sume mari de bani infractorilor și chiar s-a folosit de CIA pentru a împiedica ancheta FBI-ului. În cele din urmă, totul a fost dezvăluit, iar Nixon a devenit singurul președinte american care a demisionat voluntar, fenomen care a schimbat politica americană pentru totdeauna.
Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Aveți în descriere link-uri către Instagram și Patreon, dar și către celelalte canale ale noastre. O zi superbă vă doresc!